5 percheziții domiciliare au avut loc joi în județul Suceava la suspecți de furturi de anvelope. 3 percheziții s-au desfășurat pe raza municipiului Rădăuți, iar 2 pe raza orașului Vicovu de Sus. Descinderile au avut loc ca urmare a activităților întreprinse de poliția municipiului Vatra Dornei în cele 3 furturi de anvelope, în valoare de peste 30.000 de lei înregistrate la nivelul subunității în perioada august-septembrie 2014. Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate 271 de anvelope auto de diferite mărimi și modele, noi și second hand, 4 baterii auto și 3 antene auto. Urmarea activităților întreprinse de poliția municipiului Vatra Dornei în cazul unor furturi de anvelope în valoare de peste 300.000 de lei, în baza mandatelor emise de judecătoria Vatra Dornei, echipe de polițiști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în cooperare cu forțe de jandarmi, au procedat la efectuarea a 5 percheziții domiciliare, respectiv la 3 locații de pe raza municipiului Rădăuți, ce aparțin unui suspect de 36 de ani din localitate și 2 pe raza orașului Vicovu de Sus, care sunt deținute de alți 2 suspecți, un bărbat de 21 de ani și unul de 46 de ani. Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate 271 anvelope auto de diferite mărimi și modele, noi și second hand, 4 baterii auto și 3 antene auto. 2 dintre suspecți, respectiv bărbatul de 21 de ani din orașul Vicovu de Sus și cel de 36 de ani din municipiul Rădăuți, nu au fost găsiți la domiciliu, iar suspectul de 46 de ani din orașul Vicovu de Sus a fost audiat în prezența apărătorului ales, ocazie cu care a refuzat să dea declarații. Din datele deținute, polițiștii au stabilit faptul că cei 3, alături de alte persoane, toți rude între ele, au comis furturi în același mod de operare, atât în străinătate, cât și pe raza altor 4 județe, de unde au sustras același gen de bunuri, cauciucuri, baterii auto, casetofane și stații. Cercetările continuă față de cei 3 suspecți, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat și stabilirea întregii activități infracționale.